Salutare tuturor, Băciunul aici. Și ne revenim cu atacurile la OR. Mai sunt 3x Nolfod pe tablă. Asta, asta și cu asta. Eu am 3 echipe care pot face, cu care pot ataca Xnol, că în rest am move. Cred că voi începe aici, deși e cam riscant. Voi începe cu minioane aici, deși e Gefion. Trupele le pun pentru mana break, Pengi trage în 7 bile cu 20, Frost la fel. Toți se încarcă mai repede cu o bilă. Problema va fi Krampus. E destul de riscant, dar nu voi asuma riscul ăsta. Da, n-am fost foarte inspirat. Am primit cărți de mana, Pengi. Da, cred că va fi pierdut. Mai are două ture. Voi da puțin în viață. Sparg diamantul verde ca să fac unul roșu. Încă am o șansă foarte, foarte mică, dar o am. Va trebui să sparg diamantul.
tăuături de tant. Voi încasa aici, dacă supraviețuiesc. În momentul ăsta nu este mai frică de Krampus decât de fapt mă voi trage în frig. Da, mi-a ieșit tura asta. Acum voi mai încerca la un Krampus. Mai am două echipe cu care pot forța Krampus. Una cu trei albaștri. Cred că voi merge aici cu cea cu trei albaștri. Magni. Fenrir, Kiril costumat, oaia care va primi trupa mai mare și Nari. Kiril va primi trupa de mana. Să începem, sper să fie ce trebuie. Am un diamant. Pe care va trebui să-l sparg. Era ideal dacă murea. Va trebui să mă protejez. Aici. Voi forța aici pentru că am nevoie de protecție și da. Are unu viață. Prefer să nu trag cât timp este activă Cadilen. Căutură, dar nu-mi permit să aștept. Dar măcar Skadi și-a luat minusul de atac. De scut, pardon. Și acum va muri. Perfect. Thank you.
Am nevoie și de magni. Voi trage pentru protecție și cu aia și cu inarii. Pentru că jun urmează să se încarce, voi trage tot în ea cu bine. N-am văzut combo că se duce și una. Încă o tură. Mare jun. Câștigam mai multă mana dacă treceam partea asta la 2 minioni, dar oricum meci e câștigat. Gata. S-a luat celălalt magni. Voi încerca aici o echipă nouă. Celălalt snol, pardon. Mai aveam o echipă disponibilă pentru el. Aici voi încerca cu echipa verde. Dar voi modifica ceva la ea. Voi juca cu Gobbler, care va primi ceva embleme. Voi merge pe scut și viață pentru că mă interesează să reziste. Am nevoie să reziste, deci va trebui să fac o modificare de embleme. Aici voi alege scut pentru atac, pentru că am și scut. Da, cam asta. De fapt, voi renunța, voi da reset și aici.
Sper să fie suficient 198, aș fi foarte, foarte greșit dacă nu. Da, sunt suficiente. Da, am făcut alegerea asta pentru a beneficia de mana, pentru că acum se încarcă cu trupa de 11 și nu va trebui să sacrific trupa de pe Evelyn. Deci voi avea mana break și pe Evelyn și pe Gobbler. Dar trebuie să fie ce trebuie. Am rezistență foarte, foarte bună aici, de la familie. Toți eroii de 5 stele au 20% extra scut. Au element link prin care mă vindec. Deci am 4 surse de heal. Am 2 dispelări, cleanse, buff de atac, debuff de element pe verde. Ar trebui să-mi fie frică de Liz, dar nu mi-este. Perfect, am un diamant. A, nu mai, mi l-am stricat. Oh, sper să nu coste această eroare. Sunt forțat să sparg diamantul roșu pentru a face un meci verde în stânga sub Pengi. Dar asta nu-i bine deloc, să nu trag în Gobbler. Perfect. Dacă îmi supraviețuiește Gobbler, am o șansă. Din păcate, am rămas fără heal. Destul de frustrant când se întâmplă treaba asta. Voi pierde și pe Evelyn acum. Voi încerca să mai salvez cât se poate.
Diamantul va face, dacă sparg diamantul acum, vei face un meci orizontal. Mă ofer ca asta două pătrățele. Și poate, poate, poate va, dar nu cred că va mă rindez. Da, urât. Hai încă un dodge, te rog. Vega. Da, din păcate m-a costat. Voi curăța aici. Nu știu cu ce voi curăța. Așa voi merge și voi lua heal. Nu acest regard acesta. Mai am două atacuri. Voi merge aici cu echipa galben-albastru. Și în caz de voi rata, voi curăța tot aici. Aici am doi healeri pe aceeași culoare, dar nu mă îngrijorez, îi voi da trupa mai mare lui Bayong pentru a trage în 7 bile cu element link-ul ăsta de 30%. Problema e că nu am heal pe una din culori, s-ar putea să mă coste. Perfect. Va trebui să mă protejez mai mult.
Dacă nu moare Rafael, e meciul meu. Perfect, am câștigat cu 2 healeri. Mai am o echipă cu care pot merge aici. Și cred că o voi face. Destul de riscant totuși. Voi lua pe asta. Echipa următoare. Brienne Herald și Sabina. Sabina costumată aici. Sabina costumată, n-am nevoie de Sabina costumată, voi folosi Rigard. Rigard fără costum, da. Așa voi merge. Nu avem nevoie de asta. Perfect. La fix a venit și Brynhild. Thank you.
Acum se va încărca Athena, sigur, pentru că are buff de mana. Și s-a cam terminat. Asta a fost punctajul, 5, nu, 4 one-shot-uri, o ratare și o curățare la, aici cred, da, aici am subestimat-o pe Liz, greșeala mea, Octros n-a pus probleme, acolo am ratat, da, aici, la Bera, mi l-a eliminat acolo pe Gobbler și am pierdut. Mulțumesc, un like și subscribe dacă v-a plăcut și voi reveni și cu alte videouri.